Deci, tocmai bafte, că au rămas trei și ei două. Două, adică le împărțim pe toate. Am o baftă, da, tău eu. Nu am de două zi, zic, nu așa, am așa. Nu, vedeam cu așa. Asta e a doua zi, nu? Da. Două, trei din rest. A treia zi, o pătrime din rest. Două rest, din nou adică rest. Adică împărțim tot acela în patru. Asta în patru, una, una două, trei, patru. Și o pătrime. Deci, o pătrime, asta este a treia zi. Da. Și rămâne astea, trei bucățele. Trei bucățele înseamnă 20 de kilometri. Se împarte la trei? Nu. N-am dat-o bine. Aici e poanta. Deci, propunătorul trebuie să aibă grijă. Trebuie să rezolvă și după aceea dă număr de kilometri. Da. Deci, eu trebuia să adun în minte până la capăt, când rămân trei. Și atunci trebuie să mă gândesc la un număr care se bate 60 și atunci... Una este de 20. Una e de 20. Vrei să spun acum cât fac tot? Ziu. Aș dat 400 de kilometri. Cât? 400 de kilometri. Are dreptate. De 2 ori, 80 o bucată de asta. 8 ori 5 am făcut. Da. 40. Da, mai dau cu 0. 40. Așa este. Așa. Deci distanța A, B, etapă cu 40 km. Acum că e gustat și din frumusețe aceste probleme, și cu fir, ai clar cum se face. Îi place foarte tare aici. Astăzi nu l-ați prins cu nimic aici. Da, nu l-am prins cu nimic, dar aici, am fost drăguț și aici, că am zis doi. Da. Între 2 și 5 e 3. Da. Și atunci am zis 2, 3 ca să fii totul pregătit aici. Că dacă eu îți dădeam 2 șeptini, urcai rău de tot. Trebuia să faci. Ai făcut și de asta. Da. Dacă da, făcut clasa întâi, da. Asta. Mic, ajungeam la port. Da, știi de ce? Fiindcă încălzirea nu mi-am permis să o fac cu o problemă mai dificilă, mai grea. Și atunci am zis, hai să fac așa, diferența asta, să o las de 3, dintre 2 și 5. 3 între 2 și 3 este 1. Iar și aici am fost drăguț. Și atunci am împărțit pe ultima asta în 4, că una. Deci am fost în fiecare etapă, deși am zis eu mai multe zile, dar am fost drăguț pentru că am respectat chestia asta. Diferența între 5 și 3 și pentru numitorul la, data, la etapa următoare am folosit asta. Între 3 și 2 e 1. Și de aceea am folosit chestia asta. Deci am fost cât se poate de atent. Drăguț, nu-i problemă. Dar tu să nu fii drăguț cu mine. Vrei să se întâmple așa, da? Da, primele două probleme le fac. Așa. Mă aștept să-mi faci niște probleme frumoase. Știi, dar să fac 12. 3 cu fie, 3 cu camere, 3 cu flori și 3 cu... Cam atât, da. Este excelent. Deci mă bucur mult că... Ia să vedem... Da, la sinteză spunem așa. Am făcut... Metoda comparației. Metoda false ipoteze. False ipoteze. Deci metoda comparației, metoda false ipoteze și ce probleme. Și din urmă, și mersul înapoi. Da. Da? Mersul înapoi. Metoda. Mersului. Înapoi. Când o luăm de la rezultat. Exact. Că rămas bucat, ca și ești întoarce înapoi. Ia să cheamă metoda mersul înapoi. Da. Noi ne avem acolo ca șmecherii și ne descurcăm foarte rapid. Cam asta. Ce să spunem prietenilor noștri? La revedere, să nu uitați la like și share și să ne abonați la Prof Online. Să le spuneți să propune și ei probleme. Hai să le propune și ei probleme, că să știi că ne urmăresc. Și sunt o mare parte din ei care se pot gândi la propunerea asta și le scriu într-un comentariu problema. Și noi să le rezolvăm aici. Nu crezi că e interesant? Da. Vă așteptăm. La revedere!